În ziua de flori, dragii mei, ceea ce lipsește Bisericii lui Hristos nu-i mai multă libertate, ci ceea ce lipsește Bisericii lui Hristos sunt lacrimile. Și, dragii mei, când Dumnezeu va aduce lacrima în lăuntrul nostru și pe obrazul nostru, în cămăruța noastră, în rugăciunile noastre, fiți convinși, impactul nostru va fi altfel. Cred că v-am spus și într-o altă împrejurare, momentul în care la un post de radio laic undeva în Chicago, moderatorul a chemat la masă mai mulți teologi ca să dezbată felul în care înțeleg ei să armonizeze afirmațiile exclusiviste ale învățăturii lui Hristos cu pluralismul și toleranța pe care o vedem în societate. Și fiecare din acești teologi a încercat în modul lui persuasiv să prezinte faptul că, da, există absoluturi și că Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea Lui. Unul din cei invitați la masă era un evreu mesianic. Un om care după neam era din neamul evreilor, dar a ajuns la înțelegerea că Iisus Hristos este Mesia. Reporterul l-a întrebat direct și a spus: domnule, vreți să-mi spuneți că Iisus Hristos este singura cale spre Dumnezeu? Vreți să spuneți celor din neamul dumneavoastră că vor sfârși în iad dacă nu-L recunosc pe Iisus ca Mesia? Profesorul a tăcut preț de câteva momente. N-a putut scoate niciun cuvânt. Barba a început să-i tremure, ochii s-au umezit, au început să-i curgă lacrimi pe obraz. Și lacrimile s-au transformat în bocet. Într-un moment de tensiune, reporterul s-a oprit și a spus: domnilor, astăzi am auzit și am văzut cel mai puternic argument în favoarea creștinismului. Frați și surori, cel mai puternic argument că Evanghelia pe care o propovăduim noi este adevărată. Nu-i la îndemână apologeților. Cel mai puternic argument nu-i într-o carte, ci se așteaptă să fie pe obrazul meu și pe obrazul tău. Dacă Dumnezeu mai ține criza aceasta, să învățăm să plângem pentru mântuirea altora și dacă ne este greu, să învățăm să ne plângem pe noi înșine.